1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23, 2 noiembrie 2014, cina Domnului, Biserica Sfânta Treimii în Beiuș, spune Sfântul Apostol Pavel că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. Să reocupăm locurile. Pavel spune că cine mănâncă și bea în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și el spune cum poți să fii vrednic ca să nu te faci vinovat de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și spune versetul imediat următor, zice fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Și atunci dacă reușiți să vă cercetați, să vă autoexaminați, nu veți mânca și nu veți bea trupul și sângele Domnului Iisus Hristos în chip nevrednic. E simplu. E simplu. Deci înseamnă că nu preotul, nu pastorul trebuie să ne cerceteze, pentru că nu ei sunt doctorul tulp să facă anatomii pe noi, ci noi spune Biblia că trebuie să ne cercetăm, să ne autoexaminăm. E mai ușor să examinezi pe alții, nu? Îi diseci, îi tai mărunt, ca pe ceapă. Ne interesează foarte mult ce părere au oamenii despre noi. Cea mai importantă părere normală e a lui Dumnezeu despre noi, dar asta foarte mult ține și de felul în care noi avem o părere clară despre noi. Nimeni nu se poate pocăi dacă nu are o părere proastă despre sine și o părere bună despre Dumnezeu. Nimeni nu poate avea o credință puternică dacă nu crede că Dumnezeu va și sfârși în el ce a început. Regele Soare, Ludovic al XIV-lea, a scris, s-a apucat să scrie niște poezii, că întotdeauna este o nebunie, că dacă ești rege, trebuie să mai faci ceva pe lângă asta. Nu, dacă ești rege, rămâi rege acum, nu te apuca să fii și poet. Asta e valabil la orice, chiar și la cântarea mea de luna trecută. Ludovic al XIV-lea scris poezii. Și normal că le-a dus poetului de curte, Nicolas Despro, care era un om moral, un om etic, și a spus acestui om, domnule, spune-mi o părere despre poeziile astea ale mele. Vă dați seama în ce poziție era acum. De obicei puteai pierde și capul pentru o greșeală. Dacă Nero îi ucidea pe aia care închidea ochii când recita el versuri. I-a apucat somnul, că avea câte 4 ore de recitat pe zi. Și Petronius era să și moară, pentru că a picotit în timp ce Nero recita. Ăsta era pus într-o situație mai grea acum, Nicolas Despro. Și fiți atenți ce spune după 2 zile, pe ce citește poeziile regelui. Sire, zice, nimic nu-i imposibil talentului dumneavoastră. Ați voit să faceți versuri proaste și ați reușit. Bine când cerem părerea altora despre noi, nu ne place când părerea altora despre noi nu-i bună. În această dimineață dați-mi voie să vă ajut, să mă ajut, să întoarcem lupa spre noi. Fiecare spre el, pentru că în 2 Corinteni 13:5 zice Sfântul Apostol Pavel, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Și apoi, pentru că își dă seama că n-a spus destul de răspicat, zice încă o dată, păi voi înși vă încercați-vă. De 2 ori, într-un verset, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Și cum poți să recunoaște că Iisus Hristos este în tine?
că reușești prin Duhul lui Dumnezeu ceea ce numai oracolul de la Delphi mai știa. Cunoaște-te pe tine însuți. Ce mare lucru. Să știi câți centimetri ai. Să știi de unde vii și unde pleci. Autoexaminarea e un lucru greu, spuneam, pentru că funcționează împotriva ego-ului nostru. Erau doi oameni care s-au suit la templu să se roage. Un vameș se bătea cu pumnii în piept, ai milă de mine păcătosul, deja avea în fața ochilor tot ce săvârșise noapte trecută. Beții, chefuri, bani furați, în sfârșit, tot avea. Ai milă de mine păcătosul. Făcuse din pieptul lui tobă mare și dădea cu pumnii acolo. Fariseul, care mergea la biserică, dăduse cu spray religios pe el, se uită la el și zice, Doamne, mulțumesc că nu sunt ca el. Cine era unitatea de măsură a fariseului? El însuși. El însuși. E o problemă gravă când unitatea de măsură în sfințenie ești tu. Pentru că în momentul ăla n-ai decât altceva decât să vezi paiul altuia fără să vezi bârna din propriul tău ochi. Biblia zice că dacă vrei să afli cine ești, deschide-o. Pe ea nu te uita la alții. Tu nu te compara cu alții, tu compara-te cu ceea ce vrea Dumnezeu să fii. Și atunci vei ști cine ești. În Isaia spune clar, voi, la lege și la mărturie să vă duceți, că dacă nu ajungeți cu bârna, voi vă duceți la lege și la mărturie, la cartea asta și vă autoexaminați și vă comparați, pentru că nu vom putea să ne schimbăm dacă nu ne autoexaminăm. Nu vei putea face pași mai încolo dacă nu știi unde ești. Primul pas spre progres este ca să afli unde ești. Și asta trebuie să o faci tu, pentru că unitățile noastre de măsură sunt subiective. Noi, când te măsurăm pe tine, ne folosim pe noi ca unitate de măsură, etalon. Și atunci ni se pare că noi suntem sfinți, oricum ești prost în toată comparația asta. Nu ești bine. De aceea, în această dimineață, prin cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne învățăm să ne autoexaminăm și așa să mâncăm sau să nu mâncăm cina. Să stăm la masa Domnului sau să nu stăm la masa Domnului. Probabil că v-ați aștepta ca să zic că atunci când un om trebuie să se examineze și aș avea dreptate, în primul rând ar trebui să-și examineze tovărășiile lui. Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Ești exact ăla cu care îți bei cafea o dimineață. Ești omul acela cu care îți place să stai, ca oamenii aceia cu care îți place să stai mai mult. Psalmul 1 spune, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Va trebui să vă examinați prietenii în dimineața asta. Prin voi înși vă, cu cine sunt prieten? Ce tovărășie am eu? În Proverbe 13 cu 20 spune așa Solomon, cine umblă cu înțelepții, să faci înțelept. Iată cum poți ajunge înțelept. Găsește-ți vreo doi mai deștepți decât tine. Cine umblă cu nebunii, teoretic ar fi să zică Solomon să face cum? Nebun. Dar el e delicat. Cine umblă cu nebunii, zice, e posibil să ajungă rău. Rău. Nu spune, în dubă. Ce rău? E delicat. O duce rău. Va trebui ca să vă verificați, aș trebui să vă spun să vă verificați obiceiurile și sentimentele. Pentru că obiceiurile noastre, de fapt, sunt suma caracterului nostru. Ce obiceiuri avem, ăștia suntem. Ce prieteni avem, ăștia suntem. Dacă avem obiceiurile bune pe care le avea Hristos, doar trei, atâta avea și el. Trei obiceiuri. După obiceiul lui se suia pe munte să se roage, rugăciunea era obiceiul lui Hristos. Doi, după obiceiul lui deschidea Sfânta Scriptură, zice, în sinagogă. Trei, după obiceiul lui s-a dus în sinagogă. Deci trei obiceiuri. Cititul Biblie, mersul la biserică și rugăciunea. Astea erau obiceiurile lui Iisus. Du-te să vezi ce obiceiuri ai. Ce iubești mai mult?
Ce te face ca să ajungi în acel loc în care viața să nu mai fie controlată de Dumnezeu, ci de rutina unui obicei? Domnule, mulțumim lui Dumnezeu toți, știți, că nu suntem ca aia, ca și care ca aia, ca drogația e, Domnule. Păi dar tu cum ești fără cafea? Nu devii nervos că nu-ți găsești telecomanda? Nu-ți dai seama că ar trebui că ceva nu e în regulă cu tine? Că nu știu unde ți-ai pus telefonul? O mare parte l-ați pierdut pe Dumnezeu și n-ați sesizat. Sesizați doar când vă lipsește telefonul. Pentru că am devenit robii unor obiceiuri, care în prima fază n-au fost păcătoase, dar ne-au legat. Probabil că ar trebui să vă spun că un om care se autoexaminează, nu și autoexaminează numai relațiile pe care le are, prietenii sau obiceiurile, ci și gândurile, că cel rău, zice, nu pedepsește Domnul, așa spune Psalmul 110:4, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu, iată toate gândurile lui. Omul care, acela care își face socotele în suflet, și sufletul acesta ce zice? Mănâncă și bea, omule, că ți-ai strâns pentru multe zile. Asta spune Proverbe 23:7 sau Coloseni 3:2, când Pavel ne învață, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la stomac toată ziua. Nu la stomac toată ziua. Toți am fi în cer, 100%, am plecat cu primul tren, vorba pentecostalilor. Toți am fi în cer, dacă ne-am îngrijit de suflet, când ne îngrijim de trup. Nu se poate ca o industrie, numai anul trecut, 25 de miliarde de dolari, numai în chirurgie estetică. Nu se poate. Veți vedea de seara asta. Veți auzi de seara. Nu se poate ca 25 de miliarde de dolari să fie dați numai într-un an, pentru ca oamenii să aibă obraje, mai nu știu cum. Pentru că ne interesează sufletul. Dacă ne-ar interesa sufletul, cât trupul, am fi toți în cer. Dar nu ne interesează. Ne interesează trupul. Și ne-l imaginăm frumos. Vă spun eu cum să vi-l imaginați. Formalizat. Legat sub fălci. Cu vată nas. Ar trebui ca să ne autoexaminăm motivele în dimineața aceasta. Să ne le cercetăm, pentru că în 1 Corinteni 10:31 spune, fie că mâncați sau beți sau că faceți orice altceva, să faceți cum? Spre slava lui Dumnezeu. Orice faceți altceva, să faceți spre slava lui Dumnezeu. Care sunt motivele pentru care fac un lucru? Pentru care vin la biserica asta, pentru care predic sau cânt sau dăruiesc la un sărac. Care sunt motivele pentru care mă duc, vorbesc, stau cu oamenii? Ce motive am eu? Dacă sunt motivele lui Dumnezeu, foarte bine. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, că sunteți angajați, că mergeți la școală, să faceți totul ca pentru Domnul, că măturați, că spălați geamurile, că stați în parcare, că lucrați cu ziua undeva, să faceți totul ca pentru Domnul. Motivele noastre ar trebui să fie gloria lui Dumnezeu. Dar n-am să vă vorbesc despre tovărășii, obiceiuri, gânduri și motive, care ar putea să fie niște jaloane în care să ne dăm seama cam unde sunteți. M-am gândit la câteva întrebări simple la care trebuie să răspund eu și voi. Cu da sau nu? Când veți răspunde la întrebările acestea cu mai mult da, înseamnă că sunteți creștini. Dacă n-aveți răspunsuri de da multe din chestionarul pe care vi-l dau eu acum, înseamnă că nu sunteți creștini. Înseamnă că sunteți ortodoxi, catolici, penticostali, adventiști, orice altceva, dar nu creștini. Întrebările sunt simple. O mare parte poate ar privi numai biserica aceasta. 1. Întrebare cu la care trebuie să răspundeți cu da sau nu. Mulțumesc lui Dumnezeu când mă așez la masă? Vezi, zice ăsta, spune lucruri minore. Să nu uitați că dracul în seltare se ascunde. În lucruri mărunte. Și Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu când mă așez la masă. Exact ca și țăranul ăla s-a dus la un han și
I-a pus acolo și lui ceva de mâncare, o mămăligă. S-a ridicat între toți și a zis, Doamne, dându-și cușma de pe cap, Doamne, binecuvântă mămăliga asta. Și îți mulțumesc, zice, că nu explodează. Că n-aș avea ce mânca. Când au văzut niște boieri cum s-a rugat la mămăligă, a zis un boier când s-a ajutat țăranul jos, Doamne, ei, eu nu mă rog, zice, când mă pun la masă. La care țăranul respectuos, nici câinile meu, Doamne, zice. Nici el. Și el mănâncă și nu are treabă. Mulțumesc lui Dumnezeu când mă așez la masă. Haideți să vă explic eu puțin cum e cu alimentele astea necurate. Tot avem alimente jertfite idolilor. Alimentele necurate. Cum poate deveni ceva necurat? Cu euri. Sau dacă mâncați, ne spălați pe mâini. Evreii asta ziceau. Domnule, alimentul, dacă eu nu m-am spălat pe mână, când am mâncat, înseamnă că e necurat alimentul respectiv. L-am necurățit prin nespălarea mea pe mâini. Sunt frați de mine și foarte bine fac, dacă nu mănâncă la nicio mor, nicio pagubă nu-i. Domnule, ci eu nu. Că e necurat. Vreți să vă spun eu care e alimentul necurat și îl băgați pe gât zilnic? Ăla pe care îl mâncați fără să vă fi rugat. Mergeți cu mine în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 3 și versetul 5. De niște tipi vorbește Pavel aici, lui Timotei. Eu opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Aia e bună, aia nu e bună. Ce trebuie să mâncați pește, nu și porc. Eu n-am spus că porcul e bun. Dar asta nu înseamnă că dacă am mâncat o bucată de carne de porc o dată pe an, o dată pe an, cam atât aveți voie. Deci o dată pe an, asta nu înseamnă acum că trebuie să mă duc, că terminat, scos din cartea vieții, că am mâncat pe Marele Alb. Deci eu opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cum bucatele astea. Cu mulțumiri, vă rog să fiți atenți, de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu e bună și nimic nu-i de lepădat. Deci nici o mâncare nu-i de lepădat. Nici fructele de mare, dacă se ia cu mulțumiri. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Înseamnă că orice aliment devine necurat dacă noi îl mâncăm fără să fim mulțumiri lui Dumnezeu pentru el. Simplu ca bună ziua. Te-ai așezat la masă, te-ai rugat, da sau nu? Te mai rogi când te așezi la masă, dimineața, la miază și seara? Fiecare răspunde pentru el. Întrebarea 2, chestionar din chestionar. Mă mai rog seara? Ce-mi place cum... 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, rugați-vă neîncetat. De ce zic eu seara? Din cauza lui știrile, cum zice unul. Din cauza lui coreanu. Din cauza FB-ului. Din cauza lui Moș N pe la gene. Știți care este cel mai tare verset din Sfânta Scriptură, mai tare și decât trimiterea, marea trimitere? E singurul verset din Biblie care are cuvântul tot și toate de patru, de patru ori numai în el, în versetul ăsta. Efeseni 6, versetul 18. Efeseni 6 cu 18. Singurul verset, pentru că marea trimitere are de patru ori tot și toate, dar în trei versete. Aici sunt un singur verset concentrate. Ascultați acum un verset de toată minunăția. Faceți în toată vremea, toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată de trei ori stăruința și rugați-vă pentru toți sfinții. Patru tot și tot într-un singur verset. Singurul din Biblie. Pentru toți sfinții. Și ei care nu scad bine la stomac. Pomelnicul sfinților. E, observați că voi trebuie să aveți ziua tuturor sfinților în fiecare zi.
V-am explicat-o vouă mai înainte și nu m-ați crezut. Zilnic, pentru toți sfinții. Deci cine face numai o dată pe an, greșeală. Pentru toți sfinții. Acum ai pe toți lista membrală a bisericii. Și în fiecare seară. Vă rugați în fiecare seară pentru toți sfinții, tot felul de rugăciuni și cereri din toată vremea, da sau nu? Pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință, da sau nu? Deci, întrebarea 2, mă mai rog seara, că întreba a fost, mă mai rog când mă așez la masă. 3, mai dau zeciuială, da sau nu? În 1 Corinteni 16 cu versetul 2. De ce zic eu imediat din 10 ala? Puteam să zic, mai dau ceva în colectă. În ziua întâi a săptămânii, duminica, fiecare să pună deoparte acasă ce va putea. Pavel știe de ce spune că în ziua întâi a săptămânii, deci în fiecare duminică, că el prin Duhul vedea că va ajunge Europa ca să primească salarul vinerea. Cele mai multe țări din Europa, salariul se dă în fiecare vineri. De ce? Omul trebuie să-și cumpere mâncare pe restul săptămânii care urmează și cu restul de bani trebuie să se îmbete, să-și petreacă până duminică noaptea, ca luni dimineață, fără niciun alt ban, să meargă și să fie rob la stat. Și atunci ce zice Pavel? Nu mai lăsați voi până la sfârșit de lună dacă primiți bani în fiecare vineri. Duminica, dar de ce 10%, zice el. Evreii dădeau 10% din ceea ce producea fiecare. Aveau salariu de 700 de lei, dădeau 70 de lei duminica la biserică și îl împărțeau în 4 acum dacă erau 4 duminici, că m-ați înțeles ca principiu. Evreii, dacă aveau pensie de 300 de lei, 30 de lei o dădeau la biserică pe baza principiului că dacă tot nu-i dai lui Dumnezeu, dai pe în april. Dai pe captopril. Poate că te apucă și niște nădufuri. Că voi știți din biserica asta că voi toți donați. Unii la medici, alții la biserică. Alții oricum rămâneți fără bani, că viau copiii. Să-și cumpere cinzano. În Matei, în capitolul 5, versetul 20, zice Iisus Hristos un lucru foarte simplu, ca să pricepeți da sau nu. Dacă neprihănirea voastră, zice, nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, și zice la un moment dat, ce vreți voi, că voi alegeți numai ce vă convine de la ei. Și ce ne convine nouă de la ei? Nu ne convine că posteau două zile pe săptămână. De ce? Dacă neprihănirea noastră n-ar întrece neprihănirea lor, trebuie să întreacă neprihănirea lor. Cât ar trebui să postim noi atunci? 3 zile. Măi, observați că noi nu alegem chiar toată neprihănirea. Și pastorul vine și zice de 10%. Pe acestea ce Iisus Hristos să nu le lăsați nefăcute. Înseamnă că dacă vreți să luați neprihănirea toată a fariseilor, vă rog frumos, luați-o toată. Și cu postul, și cu venitul la biserică, și cu toate. Eu am zis 10% că e mai puțin decât 3 zile de post pe săptămână. Că oricum ați făcut economie, dacă mă urmați pe mine. La 3 zile nemâncate pe săptămână, dumneavoastră tot acolo ajungeți. Am făcut eu niște calcule. 3 ori 4, 12, 12 zile, tot la 10-uială. Vă rog frumos, dați-o. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Și varisei dădeau 10%, înseamnă că noi trebuie să dăm mai mult decât ei. Dar mă opresc aici, măcar atâta să-i batem, să fie 0-0, meci egal. Cât au dat ei să dăm și noi? De ce? Pentru că noi merită să dăm mai mult. De ce trebuie să dăm noi mai mult? Pentru că noi avem un legământ mai bun ca a lor, punct. Că avem un mare preot mai mare ca a lor. Pentru că avem o nădejde mai mare ca a lor. Asta spune Sfântul Apostol Pavel. Deci nu veniți să-mi spuneți mie. Și de-aia a spus cu toată libertatea, pentru că nu o să știți că niciun om din biserica aceasta, niciun om care vă slujește nu este salarizat. Deci noi putem să vă cerem bani pentru biserică, pentru o grămadă de lucruri. Pentru că nu cerem pentru noi, ci pentru dumneavoastră. Vă facem un bine. Și întrebarea la care trebuie să o răspundeți este aceasta. Mai dau dărnicie eu săptămânal sau lunar?
Da sau nu? Simplu. 4. Mai citesc Sfânta Scriptură. Spune în Fapte 17:11, în Berea, ne-am pus nume după bisericile din, sau după orașele din Biblie. Am auzit de Biserica Țoar, dar cel mai tare a fost Biserica Creștină Berea. Biserica Creștină Baptistă Berea. Lasă-mă, că ăștia nu pun accent unde trebuie. Berea trebuia să zică, dar nu-i pune numele, că nu-i accent. În Berea zice că au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Sfintele Scripturi în fiecare zi. În fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Ăștia cercetau Biblia în fiecare zi. Și întrebarea pe care v-am pus-o, la care trebuie să răspundeți cu da sau nu în chestionar, mai citesc Biblia zilnic, da sau nu? În Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, ci își găsește plăcerea zi și noapte în... Că ați înțeles principiul, în fiecare zi. Liniște, metodic, cu dorința de a face o școală biblică pentru tineri, cu dorința de a putea să acumulăm tot mai mult din Scriptură, să învățăm tot mai mult din ea, să practicăm tot mai mult din ea, pentru că spune că Biblia este sănătate pentru oasele noastre. Deci e și vindecare fizică dacă citiți cuvântul lui Dumnezeu. Vă vindecați. Dacă toată săptămâna ați rostit blesteme peste voi și peste casa voastră și știți ce sunt blestemele, cuvintele negative care le scoatem pe gură, nu voi putea face, nu o să iasă nimic din voi, sunteți slabi, suntem nevrednici, suntem păcătoși, suntem nu știu cum, când citiți Biblia, anihilați blestemul negației. Voi trebuie să trăiți în pozitivul Sfântului Apostol Pavel, care zice, pot totul în Hristos care mă întărește. Bun, ai o boală în tine astăzi, dar nu trebuie să zici, nu, ce să facem, toată lumea moare odată. Ci trebuie să zici ca psalmistul, nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările lui Dumnezeu. Sună altfel? Sună altfel. Nu voi muri. Am 50 de ani și nu mor. După Biblie mai am 20 de ani de trăit. După Biblie. Și până atunci mă lupt pentru ăștia 20 de ani. Că în ăștia 20 de ani, zicea psalmistul de dimineață, psalmul 6, ce câștigi tu? Dacă îmi iei tu zilele, ce câștigi? Poate mortul să te laude? Nu! Te voi lăuda eu, cel viu, astăzi. Chiar cu părul căzut de la citostatice, te laud. Chiar cu punga după mine, te laud. Ce câștigi dacă mor? Vrei ca să-ți adaugi copiii la orfani? Vrei să te mândrești că tu ești Dumnezeu orfanilor și că ai nevoie de cât mai mulți și așa că ne vei lua părinții după ce ne-ai spus să facem prunci și am făcut 9, 10, 15, 12, 8, 7, 6, ne omori acum? De ce? Tu ești Dumnezeu orfanilor, am înțeles, dar nu ți-i multiplica acum. Dă mie viață ca mamă, ca tată și te scap de povară. Ce ziceți de o asemenea rugăciune? Nu e eretică, e biblică. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Amin. Și asta înseamnă că trebuie să citesc Biblia în fiecare zi metodic, pentru că ea schimbă. Da sau nu? O mai fac? Mai dau zeciuială? Da sau nu? Mă mai rog seara? Da sau nu? Mă mai rog când mănânc? Da sau nu? Mai vin joia la biserică? Oh, dar știți, eu n-am vorbit de duminica. Că duminica nu vă costă.
Vreau să veniți când vă costă. Joia. O zi pe săptămână. Alegeți-vă lunea. Dacă simțiți tinerețe în suflet, veniți marțea la tineret. Dacă aveți 70 de ani. Vă primim cu toată bucuria. Tinerețe totuși e o stare a sufletului până la urmă. Că eu am niște bătrâni de 16 ani aici. Cu care fac lecții marțea. Bătrânei așa. La 18 ani le fac cadou câte un baston. În Evrei 10, capitolul 23, zice acolo să nu părăsiți adunarea noastră cum a unii obicei. Pe vremuri era suficient să vii duminica o dată la biserică. Știți de ce? Nu eram chiar așa de păcătoși, nu erau atâtea ispite, nu erau atâtea lovituri și încercări. Trăim într-o lume care se grăbește să-și pună adio. Nu rezistăm. E prea mult 6 zile să ne întâlnim o a 7. Vă vine să mă credeți. Cinstiți. Nu simțiți un gol o săptămână întreagă că nu vă recuperați. Nu vă recuperați duminica. De multe ori suntem atât de încărcați duminica că nu avem timp să ne bucurăm. N-am reușit să dăm jos tot gunoiul de pe noi de o săptămână. Mai veniți și mai debarasați vesela murdară a vieții dumneavoastră în cursul săptămânii. Și o întrebare care vă pun. Când vă costă? Când vă costă? Obosiți de la serviciu. Când vă costă vara că trebuie să veniți. Când ați mai avea puțin de lucru pe ogor. Duminica niciunul nu-și prinde bivolii la car. Dar joia îi prindeți. Desprindeți-i pentru o oră. Veniți în casa Domnului. Mai vin joia la biserică. Nu știți ce părtășiți frumoase sunt lunea. O parte nu știți. Și aș vrea să știți. Nu știți ce seri frumoase de joi avem. O oră, într-o oră. Nu știți. Aș vrea să știți. Mai veniți joia la biserică. E o întrebare. Da sau nu? Altă întrebare, tot cu da sau nu. Mai chem pe cineva la biserică? Da sau nu? În Isaia, în capitolul 2, versetul 3, popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la casa Dumnezeului lui Iacov. Veniți să ne suim în Sion, să învățăm legea Domnului. Cu grămada. Adică Dumnezeu zice că noi pocăiții o să fim ca la ruibii. Grămadă toți pe el. Pe sus, în biserică. Așa ar trebui să facem. L-ai smuls din locul lui, din păcat, l-ai adus aici. Totuși, mai chem pe cineva aici, la biserică. Îmi place să vin singur. Mai zic către vecini, către prieteni, către colegi la serviciu. Mă, hai și tu, că nu crapi, mă. Poate că nu crapă. Tu ești prea grijuliu cu el. Mă, să nu crape. Haideți să vă povestesc și ce s-a întâmplat numai câteva luni de zile. Într-o biserică îmi spunea pastorul, n-au mai avut bani să-și plătească facturile. În curând o să intre și bisericile în faliment acum. Noroc la Dumnezeu sau la satana, nu mai știu, cu statul. Că ne mai ajută ei. Dar multe biserici, datorită zgârcenii proverbiale a românului, multe biserici sunt ținute de stat. Statul face turla, statul face, partidul face clopodnița, astupă găurile în acoperiș, pune toalete. Statul ține biserica astăzi, că enoriașii n-au vreme, trebuie să-și cumpere lemeu. Plasmă. Și spunea că gata, zice, o să dăm faliment. Și fiți atenți ce s-au hotărât cei din biserică, grupul care conducea biserica. Deci, caz clar. O zis, domnule, noi până acum am susținut o misiune într-un sat cu amărâți. Nu mai avem bani și tăiem lucrarea pe care o avem în satul ăla. Să putem să plătim nenorocita de factură de la gaze, de la curent, aerul condiționat vara.
Au știut ei, un grup. Cum să spui în biserică, cum să spui în biserică duminica, vedeți că noi tăiem dintr-o grămadă, că nu mai putem plăti facturile. Duminica primă, fiți atenți că ce ușor a fost ca să nu mai poată spune lucrul ăsta. A apărut în biserică un om de vreo 50 de ani, îmbrăcat mai ponosit. S-a ridicat în picioare și a zis doar atât. Așa vorbește Domnul biserică. Biserica nu e a voastră, biserica e a mea. Puteți să nu vă plătiți facturile la gaz și puteți să faceți orice. Pentru că pe mine nu mă interesează zidurile voastre. Dar mie nu mi-opriți misiunea aceea, pentru că o biserică poate exista fără ziduri. Dar nu fără lucrare de evangelizare. Și a plecat. Nicăieri nu scrie că trebuie să avem ziduri. Noi suntem biserica. Noi. Dar mulțumim Lui Dumnezeu că mai avem pe cine să ne chemăm la biserică. Și unde să ne chemăm la biserică? Atunci chemați dacă mai aveți unde. Cred că mai au rămas ceva locuri. Au rămas? Da, mai sunt. Haideți că nu vă fură nimeni locul. Aveți loc destul. Întrebare, cu da sau nu, mai chemați pe cineva la biserică? O altă întrebare, penultima, tot cu da sau nu, mai chem pe cineva în casa ta? Păi n-am casă, în Grand Sonier atunci. În Roman 12, versetul 9, zice să nu dați uitării primirea de oaspeți, că mulți ați găzduit fără să știți pe îngeri. Uitați-vă la mine vreo câțiva. V-ați rugat la Dumnezeu că n-ați avut să vă dea Domnul o casă mare cu camere multe și să puteți pune în ea, cu patru multe, să puteți spune în așa mărâtul. Și ați uitat. Aici, în sală, sunt vreo 20-30 de oameni care între slujbe vor rămâne pe aici, până oraș. Până de seară. Ce ați zice să începeți de astăzi să-i lua la dumneavoastră acasă? Mai ales acolo unde și soțul, și soția. Îți pocăiți. Că nu ți-am cerut ție, care ai soțul acasă, leu de la Metro Golden Mayer, să-i lei. Într-o cultură fast food, ospitalitatea cere timp. Vă rog să fiți buni unii cu alții. Să nu vă puneți covoare scumpe în casă. Să nu încercați să impresionați că n-au nevoie de asta. O cameră aveți. Toți v-ați făcut case mari la stradă, anexe în spate, anexe în care stați, case mari în care veți fi duși, puși sub geam, geamurile închise, dumneavoastră cu mâinile pe piept. Case pe care ne le facem și care le-am transformat în morgi. Și vreau să închei cu o altă întrebare, tot cu da sau nu. Mai vizitez câte un bolnav? Deci Iisus Hristos, la un moment dat, am fost bolnav și ați fost pe la mine. Încheiem, hai Doduc, să ne apucăm să cântăm imediat, plecăm de aici și luăm cina. Știți cu ce aș vrea să închei? Spunându-vă că eu știu unde e cerul. Cerul e aici.
știu unde mai e cerul. Dar cum e cerul, pastore? Cum e mai cerul? Păi, nici n-aș putea să-ți explic cum e cerul și raiul. Și pastorul a zis către el, uite, până când o să reușesc să spun, du-te până la sora Maria, că e acasă bolnavă. 15 minute stai cu ea. S-a dus acasă, trei copii, a venit după jumate de oră la pastor și a spus, am fost în cer, am petrecut 15 minute în rai, așa că pot să spun eu ție, pastore, acum cum e raiul. Raiul e la spital, cerul e la om bolnav acasă. Atunci te simți cel mai trist și singur. Nu vă dați seama de prețul unei portocale decât atunci când o duceți sau când o primiți. Mă înțelegeți? Bun. V-am pus niște întrebări, recapitulez. Gata cu reveria. 1. Mulțumesc că mă așez la masă, da sau nu? Mă mai rog seara, da sau nu? Mai dau 10% din banii mei, da sau nu? Mai citesc Scriptura, da sau nu? Mai vin joia la biserică, da sau nu? Mai chem pe cineva la biserică, da sau nu? Mai chem pe cineva în casa mea ca oaspete, da sau nu? Mai vizitez câte un bolnav, da sau nu? Dacă cele mai multe răspunsuri sunt da, ești creștin. Dacă cele mai multe răspunsuri sunt nu, nu ești. Punct. Restul-s povești, spalavragile preoților și pastorilor. Restul e bla bla spiritual. Restul sunt doctrine, tradiții și dogme. Ăsta e chestionar. Da sau nu? Bifați. Încercuiți. Aici, după chestionarul ăsta, nu poți să fii decât respins sau admis. Ei, cum e cu autoexaminarea? Fiecare să se cerceteze ca să vă fie ușor v-am dat chestionarul ăsta. Acum cercetați-vă, că voi vedeți cât ați bifat și vi simplu să știți. Cine are nu-uri multe, să se pocăiască. Cine are dauri multe, să mulțumească lui Dumnezeu, că nu a reușit el. Dumnezeu prin el a făcut minunea asta. Ne autocercetăm, ne autoexaminăm, ne ridicăm în picioare. Și înainte de a face rugăciunea aceasta, dați-mi voie, prin Duhul lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru pâinea și vinul de pe masă. Binecuvântă, Doamne, pâinea de pe masă și binecuvântă vinul de pe masă. Prin Duhul Tău cel Sfânt, pâinea să devină trupul Tău și vinul să devină sângele Tău. Pâinea-i pâine, vinul-i vin, dar în ele, în această dimineață, prin Duhul Sfânt se întâmplă minunea. Nici unul nu-i vrednic, dar ne-ai spus că